Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 14. Matei 26, versetul 14. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua din tâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Până aici. Ne aflăm în săptămâna aceasta, numită și Săptămâna Patimilor, în care ne reamintim de evenimentele care s-au petrecut în această săptămână înainte de moartea Domnului Iisus Hristos. S-a parcurs duminică evenimentul intrării Domnului Iisus în Ierusalim, apoi au fost evenimente și în ziua de marți, de luni, de marți. Se pare că ziua de miercuri este o zi de liniște, o zi de odihnă, am putea spune, pentru Domnul Iisus și pentru ucenici, o parte dintre ei. Se pare că în ziua de miercuri, doi ucenici au plecat ca să pregătească locul, adresa, unde Domnul Iisus Hristos urma să servească masa pascală împreună cu ucenicii și, de asemenea, cina. Iuda a plecat ca să trateze, să negocieze vânzarea Domnului Iisus Hristos, iar pe de altă parte, preoții, cărturarii, făceau planuri, comploturi
cum se termină cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus se află în casa din Betania. În această săptămână Domnul Iisus venea în Ierusalim dimineața și seara se retrăgea în Betania. Miercuri n-a venit în Ierusalim, ci a rămas în Betania, iar sâmbăta, ultima zi a săptămânii, Domnul Iisus era în mormânt. M-am gândit să medităm puțin la acest personaj care se numește Iuda. Iuda a făcut parte dintre cei 12 ucenici. Iuda a avut aceleași privilegii, a avut aceeași șansă de a fi chemat de Domnul Iisus Hristos, de a fi ales de Domnul Iisus Hristos ca și ceilalți 11. Iuda avea același statut, ucenic al Domnului Iisus Hristos sau apostol al Domnului Iisus Hristos. A avut ocazia ca și ceilalți toți să asculte ce i-a învățat Domnul Iisus. A avut ocazia să fie martor la minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus. Ba mai mult, a fost investit de Domnul Iisus Hristos ca să meargă să vestească și el Evanghelia. Și atunci când Domnul Iisus Hristos îi trimite doi câte doi și Iuda primește această însărcinare ca să meargă cu un alt ucenic și să vestească Evanghelia, să facă minuni, chiar el, că Domnul Iisus le-a dat această putere, chiar să scoată și duhuri necurate. Deci Iuda a fost părtaș la această lucrare. Lui Iuda i s-a dat această însărcinare, i s-a încredințat slujba aceasta, să fie ucenic și să facă lucrarea de ucenic. Iată ce mare har i s-a dat și lui Iuda. Domnul Iisus Hristos l-a iubit la fel ca și pe ceilalți. Până în final, vedem că Domnul Iisus Hristos l-a tratat, l-a iubit cu aceeași dragoste ca și pe ceilalți ucenici. N-a făcut nicio deosebire, n-a dat de înțeles nimănui cine va fi Iuda, ce ascundea Iuda în inima lui, și Iuda a jucat un rol perfect, s-a deghizat și la sfârșit a făcut ceea ce avea în inima lui, un plan așa de trist, așa de dureros. Numele de Iuda îl întâlnim acum foarte rar. Până la vânzarea pe care a făcut-o Iuda, era un nume destul de răspândit în Israel. Iuda era numele unui patriarh. Iuda era acel patriarh din seminția lui, fiind David, mai departe Solomon. Deci era un nume renumit în Israel și Iuda purta acest nume. Câți din ziua de astăzi, ca părinți, mai pun numele la copiilor Iuda? Poate la evrei s-o mai întâlni. Evrei care nu cred în Domnul Iisus Hristos, poate ei vor mai face lucrul acesta. Dar într-o țară creștină, precum România, nu știu dacă cineva mai pune numele la copilul său Iuda. Un personaj atât de trist, un personaj atât de negativ, un personaj
care stârnește parcă revolta și indignarea tuturor care citesc Sfânta Scriptură și care cunosc ce a făcut Iuda. Iuda a avut ocazia să fie martor atunci când tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos cu întrebarea aceasta: Învățătorule, ce să fac ca să am viața veșnică? Și Domnul Iisus i-a spus ce să facă, că trebuie să împlinească ce este scris. Și tânărul îi spune: am respectat tot ce este scris, am împlinit tot ce este scris. Atunci trebuie să mai faci un lucru. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vino și urmează-mă. Aceste cuvinte Iuda le-a auzit. A fost martor la acest episod, dar n-a învățat nimic. Iuda era dominat de acest gând, de această iubire de bani. Iuda este singurul care a avut o funcție între ucenici. Funcția aceasta de casier, cel care se îngrija de pungă, cel care se îngrija de nevoile grupului, era econom, un om econom. Avea funcția aceasta de casier, ceilalți nu aveau funcția aceasta. Putea să aibă și Matei, poate era mai îndreptățit, că Matei fusese vameș, lucrase cu mulți bani, a avut pe mână mulți bani, știa să lucreze cu bani, dar nu. Singurul care a avut această funcție a fost Iuda. Și ce fatal i-a fost. Și încă o dată remarcăm, Iuda, unul dintre ucenici. Pot să fie ucenici, între ghilimele, care să ocupe funcții, care să aibă poziții, care să facă slujbă pentru Domnul, care să meargă să propovedească Evanghelia, și totuși să fie unul dintre ucenici cu numele, dar să n-aibă o relație cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum se dovedește Iuda. Joacă un rol perfect. Nimeni nu l-a cunoscut până când s-a produs lucrul acesta. Și Petru a avut și el o cădere. Dar dacă la Petru erau circumstanțe atenuante, pentru că Petru pur și simplu de frică. Din frică, Petru s-a lepădat. Nu trebuia să facă lucrul acesta. Nu încurajăm nici lucrul acesta. Dar în contextul respectiv, Petru de frică, de spaimă, ca să nu fie victima celor care îl bănuiau, s-a lepădat și a spus că nu-l cunosc. Dar ce a făcut Petru? S-a pocăit. S-a pocăit adânc. A fi ucenic nu înseamnă că ești perfect. Biblia admite că putem avea căderi. Biblia admite lucrul acesta. Copilașilor, dacă cineva a păcătuit, deci se întâmplă să fie un accident, să fie o cădere. Nu trebuie să rămâi acolo, ci trebuie să te ridici, trebuie să apară pocăința. Nu spune că dacă ai păcătuit, du-te și te spânzură. Nu spune că dacă ai păcătuit, nu mai veni la adunare. Ci spune: pocăiește-te.
Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la Dumnezeu. Este o șansă. Nu suntem desăvârșiți, nu suntem perfecți, suntem vulnerabili, dar Domnul Iisus Hristos ne dă șansa aceasta de împăcare cu El, de revenire la starea normală de ucenic, de slujitor, de copil al Dumnezeu, prin pocăință. Poate Iuda și-a făcut și el un plan în mintea lui, fiind martor la atâtea minuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut, și-o fi spus, oare cine ar îndrăzni să pună mâna pe el, chiar dacă eu îl vând, și să-l omoare? Atunci când cei din Nazaret l-au urcat pe sprânceana muntelui, cu gândul acesta să-l arunce în prăpastie, să-l omoare, Domnul Iisus, liniștit, a trecut printre ei și a plecat. Și nimeni n-a putut să-i facă niciun rău. Când aprozii au venit înarmați, cu gândul acesta să-l prindă pe Domnul Iisus Hristos și să-l ducă legat la farisei, la mari preoți, spune că aprozii au venit, Domnul Iisus vorbea mulțimii, au ascultat și ei și au fost pătruși de puterea cuvintelor Domnului Iisus Hristos, că i-a dezarmat și s-au întors la cei care îi trimiseseră fără Domnul Iisus și sunt luat la rost. De ce ați venit fără El? Și spun lucrul acesta, niciun om n-a vorbit cum vorbește El. Niciun om n-are putere în cuvinte ca omul acesta. Nu este orice om. Nu este ca oricare om. Este ceva deosebit. Și da, poate în imaginația lui, păcătoasă, bolnavă, și imagina că chiar dacă el îl va vinde, Domnul Iisus Hristos este puternic și poate să-i nimicească pe toți într-o clipă și nimeni nu poate să-i facă rău. Poate Domnul Iisus, într-adevăr, să nimicească. Dar Domnul Iisus Hristos a dovedit că n-a venit să nimicească. Domnul Iisus n-a nimicit pe nimeni, ci dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască. Domnul Iisus a venit și a iubit pe toți oamenii. Pe toți i-a chemat, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Domnul Iisus a dovedit că i-a iubit pe toți, inclusiv pe Iuda, inclusiv pe vrăjmașii lui. Am citit că Iuda s-a dus la farisei la preoții cei mai de seamă și mă rog la mai mari norodului și le-a zis, ce vreți să-mi dați? Și îl voi da în mâinile voastre. Ce vreți să-mi dați? Cine vrea ceva în schimbul Domnului Iisus Hristos? Cine dorește altceva la schimb cu Domnul Iisus Hristos? Ce vreți să-mi dați? Și preoții, cărturarii, i-au dat ce iubea mai mult. Asta i-au dat lui Iuda. Ce iubea el? Iubea banul? Iubea banii? Banii i-au dat. Dar nici n-a ținut cont Iuda. Doar cu 30 de arginți să vând eu pe prietenul meu, pe învățătorul meu, doar atât de puțin? Nici măcar n-a pus problema aceasta. Sunt bun și ăștia, de acord,
și a bătut palma ca să-L vândă pe Domnul Iisus Hristos în schimbul a 30 de arginți. O umilință pentru Domnul Iisus Hristos, prețul unui bărbat în Israel era de 50 de arginți. Prețul unei femei era de 30 de arginți. O umilință din partea celor care au dat, o umilință și o tragedie din partea celui care a primit și a făcut târgul acesta. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, spune Ioan, ucenicul Ioan, că Iuda, ca unul care iubea ce se punea în pungă, lua el de acolo. Nu spune Domnul Iisus. Acolo în Ioan spune cu o săptămână înainte de a fi Domnul Iisus Hristos răstignit. Nu desconspiră Domnul Iisus, dar apostolul Ioan scrie această evanghelie mult timp după aceea, după ce s-au petrecut evenimentele. Și a putut să scrie atunci aceste lucruri despre Iuda. La momentul respectiv, când se întâmpla scena aceasta în casa din Betania, Ioan nu știa, nu bănuia. Dar acum, după ce s-au petrecut evenimentele, poate să spună că ca unul care iubea banii, lua el ce se punea în pungă. Mai mult, îl vedem acum pe Iuda în acțiune. Dar ce dureros este că Iuda nu se trezește și Domnul Iisus Hristos îi dă ocazii, îi dă prilejuri. Culmea, Iuda este între cei 12 când Domnul Iisus Hristos le spală picioarele. Domnul Iisus spală inclusiv picioarele lui Iuda. Probabil că Iuda avea arginți în buzunar. Și n-a putut măcar gestul acesta, această iubire a Domnului Iisus Hristos, să-L avertizeze, să-L atenționeze. Să producă remușcări în cugetul lui, în conștiința lui. Iuda nu se trezește. Nici măcar când Domnul Iisus Hristos se pleacă să-i spele picioarele. Și Domnul Iisus spune: unul dintre voi mă va vinde. Mai spusese anterior că unul dintre voi este un drac. A fost o avertizare specială pentru Iuda. Celălalt n-au înțeles. Pentru Iuda trebuia să fie un semnal. Nu s-a trezit. Nu s-a trezit nici acum când Domnul Iisus Hristos îi spală picioarele. Ce dragoste! Putea să arate Domnul Iisus Hristos mai mare față de Iuda. Și Iuda continuă și stabilește cu preoții, cărturarii, scenariu cum să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos. Era noapte, era după evenimentul din Ghețimanii și era noapte afară. Și Iuda, un complot cu preoții, cu cărturarii, farisei, saducheii și toți ceilalți, aranjează. El să conducă această ceată ostilă Domnului Iisus Hristos.
părăsește ceata ucenicilor și trece în altă ceată. Era în fruntea acestei cete, în urma lui erau ostașii înarmați cu săbii, erau aprozii înarmați și ei cu ciomege, apoi erau următoarea ceată cărturarii, farisei, preoții și apoi mai în urmă mulțimea, gloata. Iuda era capul, era în fruntea lor. Și aici se petrece un lucru destul de interesant. Scenariul lor fusese pregătit, Iuda le dăduse consemnul acesta: pe acela pe care îl voi săruta eu. Probabil că era un obicei ca ei să se îmbrățișeze, ucenicii și cu Domnul Iisus Hristos. Poate nu era ceva deosebit, dar lucrul acesta pe care îl alege Domnul Iisus Hristos, gestul acesta pe care îl alege Domnul Iisus Hristos, e ceva incredibil. Pe acela pe care îl voi săruta eu. Adică să vinzi chiar pe acela pe care îl iubești și îl săruți, e incredibil. Sunt multe voci care pot declara că îl iubesc pe Domnul Iisus, care declară că sunt credincioși, care declară că îl cunosc pe Domnul Iisus, care declară multe despre viața lor de credință, despre faptele lor de credință, dar în realitate să nu-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Iubirea de bani l-a dezumanizat pe Iuda. Și astăzi nu mai este numele de Iuda, dar sunt mulți care fac ceea ce a făcut Iuda. Nu mai sunt alții care poartă numele de Iuda, dar sunt mulți care gândesc cum a gândit Iuda, care iubesc ce a iubit Iuda. Citeam despre o împrejurare. Erau două familii, unul era foarte bogat și avea aproape de el o familie foarte săracă. Acesta care era bogat avea o viață foarte stresantă. Permanent era în călătorii de business-uri, de afaceri, permanent într-o agitație continuă, permanent ocupat și nu avea liniște și odihnă. Și atât de mult invidia această familie care era săracă, dar ducea o viață atât de pașnică, de liniștită, oameni care se bucurau de viață, chiar dacă erau săraci. Și invidia. Cineva și-a spus situația aceasta la al prietena lui și acesta i-a dat un îndemn, un sfat. Uite, dă o parte din banii tăi acestei familii sărace. Și vei vedea. Așa a făcut. A luat o parte din banii lui, nu toată bogăția lui, dar avea foarte mulți că nici s-a cunoscut din ce a luat de la el. Și l-a chemat pe acest om, din bărbat din familia săracă: uite, vreau să-ți dăruiesc această sumă de bani. Omul ăsta a rămas așa copleșit de asemenea dărnicie, de o comoară așa de mare primită deodată, prin neașteptate. În fine, i-a luat și s-a dus
La soție i-a arătat, uite, vecinul nostru, om bogat, uite că uite ce milă și-a făcut poate de noi și ne-a dat această sumă mare de bani. Au început acum problemele în familia aceasta. Ce să facem cu așa sumă de bani? Ce să facem cu acești bani să nu ne-i fure cineva? Cum să investim banii aceștia? Și au început aceste frământări. Din clipa când au devenit cei bogați cu această sumă de bani, au început grijile. Au început să-și facă planuri. Și nu cădeau de acord soțul cu soția. Unul gândea, plănuia să investească într-un fel, celălalt altfel. Și au început între ei neînțelegeri. Nu mai aveau pacea aceea de altă dată. Nu mai erau liniștiți. Și au observat și ei, uite de când, vecinul ne-a dat acești bani, viața noastră s-a schimbat. Și au hotărât și bărbatul a luat banii și a dus înapoi bogatului. Te rog, țineți banii, că acești bani, de când i-ai dat, au dus de când e caz la noi în familie și n-am avut liniște și pace. Mai bine săraci și liniștiți și în pace decât bogați și cu certuri și cu multă grijă. Mai bine un prânz de verdețuri, cum spune în proverbe, decât cu mese îmbelșugate, cu boi îngrășați și cu ceartă în casă. Și iarăși era o altă întâmplare pe care am citit într-un calendar din acesta, Sămânța Bună. Se spunea despre unul zgârcit, care toată viața a strâns bani după bani, nu i-a păsat că în jurul lui erau și oameni săraci. El toată viața asta a făcut. A strâns și a strâns galben. Dar iată că spre bătrânețe au apărut și el și la el probleme. Au început să scârțe cu sănătatea, nu mai putea să stea singur, avea și anxietate, avea și frică că cineva poate să-i fure comoara lui. Și în fine a chemat pe un nepot de-a lui să fie lângă el la sfârșit de viață. Și într-o zi simțea că este rău acest om zgârcit și l-a rugat pe nepotul acesta să lase singur, puțin singur. Și a ieșit nepotul, dar a fost curios să vadă ce face unchiul lui acolo singur în cameră, măcar că era rău și nu trebuia lăsat singur. Și s-a uitat pe gaura cheii și l-a văzut pe unchiul lui, pe acest zgârcit, cum înghițea galben după galben în stomacul lui. Și așa a murit, așa și-a dat duhul, înghițind galbeni. Iată cât de mult dezumanizează iubirea de bani pe om. Domnul Iisus nu acuză pe cine are bani, nu acuză că ești bogat sau că ești sărac, ci Domnul Iisus Hristos acuză iubirea de bani. Asta este un pericol pentru toți aceia care iubesc banii. Nu spune că nu trebuie să avem bani. Chiar un creștin, dacă este foarte sărac, e un semn de întrebare. De ce este așa foarte sărac? Ce face el când avem un tată așa de bogat în ceruri? Când avem niște promisiuni? Este un semn de întrebare, de ce este așa foarte sărac? Excluzând faptul că poate are o boală severă, o dizabilitate și nu poate să lucreze, să muncească și depinde de alții. Dar atâta timp când ai mâini sănătoase, când ai picioare sănătoase, când poți să muncești, e o mare semn de întrebare dacă ești sărac și te numești creștin.
Domnul Iisus nu a spus că nu trebuie să avem bani, ci Domnul Iisus a spus să ne ferim de iubirea de bani. Să fim mulțumitori cu ce avem. Să mulțumești și când nu ai, să mulțumești și când nu ai foarte mult și când nu ai prea mult, să mulțumești pentru puținul care l-ai. Și o inimă mulțumită este un bun leac, așa ne spune cuvântul. O inimă mulțumită este o inimă liniștită. Și o liniște și o pace este un bun leac pentru tine, pentru sănătatea ta. Spuneam că Iuda se afla în fruntea acestei cete să-i conducă ca Domnul Iisus Hristos să fie recunoscut. Și ajunge în fața Domnului Iisus Hristos și este întrebat. Și Domnul Iisus întreabă, inclusiv pe Iuda și pe cei care erau împreună cu el, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, răspunsul. Eu sunt, și în momentul acesta, când Domnul Iisus Hristos spune cu această autoritate, cu această putere a cuvântului, așa cum spuseseră aprozii, că era puternic în vorbire, iată că l-a demonstrat acum și preoților și cărturarilor, că el vorbește ca unul care are putere și cuvintele lui au putere, inclusiv și preoții și cărturare au căzut la pământ. Toți au căzut la pământ, spune cuvântul. S-au convins și ei că Domnul Iisus Hristos nu e oricine, ci este cel care are putere desăvârșită. Lui s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și orice genunchi trebuie să se plece înaintea lui. Și dacă până astăzi cineva nu și-a plecat genunchi înaintea Domnului Iisus Hristos să-și mărturisească păcatele și să se pocăiască de ele, e momentul să facă lucrul acesta astăzi, acum, până nu este prea târziu. Domnul Iisus îi lasă să-și revină, să ridică din nou. Și din nou le pune întrebarea, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Același răspuns. V-am spus, eu sunt. Dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Putea să fie și Iuda în cealaltă ceată, să fie liber, ca și ceilalți ucenici, și să plece cu ucenicii. Dar Iuda nu era în ceata aceea. Iuda s-a apropiat de Domnul Iisus și l-a sărutat. Și Domnul Iisus îi spune, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Nici aceste cuvinte nu l-au trezit. Nu i-a reproșat nimic. Nu l-a vinovățit cu nimic. Dar atât a spus. Iuda, cu o sărutare, vinzi tu pe Fiul omului. Iuda pleacă. Ceilalți pun mâna pe Domnul Iisus, îl leagă ca să începe, să înceapă judecata Domnului Iisus Hristos. Știm din Vechiul Testament că oricine se atingea de chivotul Domnului era nimicit îndată. Și este cazul cu Uza. Cine s-a atingeat de chivotul Domnului era nimicit. Acum nu era vorba de chivotul Domnului,
Acum era vorba de Fiul lui Dumnezeu. Cine se atinge de Fiul lui Dumnezeu? Domnul Iisus a iubit și a dovedit lucrul acesta. Și s-au atins mulți de Domnul Iisus Hristos cu gând rău și ca să-i facă rău. S-au atins unii de Domnul Iisus Hristos pălmuindu-L. S-au atins unii de Domnul Iisus Hristos să-i smulgă barba. S-au atins unii de Domnul Iisus Hristos biciuindu-L. S-au atins unii de Domnul Iisus Hristos să-L lege. Și iată că nimic nu se întâmplă, nimeni nu este pedepsit îndată. Încă o dată, Domnul Iisus Hristos dovedește iubire, nu răzbunare, nu ură, dovedește că e singurul om care a dovedit iubire, dăruire, iertare. Iuda a fost martor la aceste scene. Iuda a văzut cum Domnul Iisus Hristos este legat și dus să fie judecat. Poate în imaginația lui, cum am spus, credea că e așa de puternic, că nimeni nu va putea să se atingă de el. Însă Domnul Iisus Hristos s-a atins de mulți și a vindecat și a tămăduit. Domnul Iisus s-a atins de mulți și a mângâiat și a îmbărbătat. Și la fel, cei care s-au atins de Domnul Iisus Hristos cu intenție bune, cu credință, cum a fost femeia cu hemoragie. Ea și-a cheltuit toți banii. Atunci când și-a terminat toate resursele, a hotărât să se ducă să atingă de Domnul Iisus Hristos. N-a fost mustrată cum o mustrau ceilalți când răznește să se atingă de Mântuitorul. Și Domnul Iisus Hristos a vindecat-o. A venit cu credință, s-a atins de Domnul Iisus și a fost vindecată. De cât s-a atins Domnul Iisus Hristos, au fost vindecați. Și la fel, de inima tuturor acelora de care se atinge Domnul Iisus Hristos, sunt iertați. Domnul Iisus vrea și în seara aceasta să se atingă de inimile noastre, să ne ierte de toate nebuniile noastre, de toate grozăviile noastre, să ne ierte de toate planurile noastre, să ne ierte de toate intențiile noastre rele, să ne ierte de tot răul care l-am făcut și să ne dea iertare. Asta vrea Domnul Iisus. Și în clipele acestea, aș spune și despre cazul Zacheu, care era și el un om bogat și avea mulți bani, dar dorința lui să-L vadă pe Domnul Iisus s-a dus cu dorință sinceră. A gândit pozitiv să-L văd, să-L cunosc. Domnul Iisus nu L-a lăsat să rămână cocoțat mai departe, acolo unde s-a urcat El. Și a zis, coboară-te, coboară-te. Și L-a luat de mână și a intrat în casa Lui. Și s-a atins și de inima Lui
și zice, în casa lui. Și omul acesta a primit mult mai mult decât avea. Ce avea împărțit. S-a dus și a dat la cine era dator să dea, a dat la săraci, a împărțit ce a avut. Dar a câștigat o comoară. A câștigat ceea ce nu putea să câștige cu bani. Ceea ce nu se poate câștiga cu argint sau cu aur. A câștigat veșnicia. A câștigat viața veșnică. Și l-a urmat pe Domnul Iisus. Domnul Iisus ne cheamă și în seara aceasta să ne deschidem inima și să lăsăm pe El să se atingă de inima noastră, să ierte tot, să curățească tot, să ne facă liberi de tot ceea ce este rău în mintea noastră, în inima noastră, în ființa noastră. Probabil l-a așteptat și pe Iuda. Să se pocăiască. L-a așteptat și pe Iuda în zbuciumul lui să vină la Domnul Iisus. Să-i pară rău, să-și ceară iertare. Însă Iuda nu se duce la Domnul Iisus, ci se duce la preoți, la cărturari. Recunoaște, am vândut sânge nevinovat. V-au putut ierta aceștia? Ce ne pasă nouă treaba ta? Putea în urma acestui refuz să duc la Domnul Iisus Hristos. Doamne, iartă-mă ticălosul și nenorocitul de mine pentru ce am făcut. N-a făcut lucrul acesta, s-a dus și s-a spânzurat. Iubiților, Biblia, Cuvântul Dumnezeu, ne îndeamnă la credință și la pocăință. Dacă nu ai credință și pocăință, poți să mergi pe drumul acesta, să ajungi la faliment, să te sinucizi, să-ți pierzi viața. Domnul să lucreze. Mulțumesc. Domnul să lucreze ca toți cei prezenți și să ne fie așa de folos, că soluția noastră este doar la Domnul Iisus Hristos. Soluția noastră pentru iertare, pentru mântuire, este doar prin jertfa și sângele Domnului Iisus Hristos, care a curs acolo la cruce, la Golgota, pentru noi păcătoși. Amin. Amin.